Ne-am întors. Frigările sunt foarte mișto. Da, de eu nu le-aș fi prăjit în uleiul ăla, că mi s-a umflat ficatul. Să știți ulei că de orez. Da, cămașa este de la frigăruile astea, nu? Uite, dacă era mai strâmt așa, apăream și eu mai tras prin tunel, prin inel. Abia aștept să dea Dumnezeu să ne extindem, să ne gătească Radu aici, live, cum... Sigur că da. Tu tot puți pe... Pe ce? Pe mâncare, pe ceva. Da. Dragă Andrei, dragă Florin, trebuie să vă invit acum pe amândoi, mai puțin pe tine, Bruni, te rog frumos. Tu nu înțelegi muzica lui Lady Gaga, nici eu, dar trebuie să vorbim despre ea. Pentru că a vrut să fie extravagantă, i-a ieșit. A vrut să fie în topul topurilor, i-a ieșit. A vrut să aibă cele mai... A vrut să dea faliment, a scăpat. Numai că... Să vezi cum a scăpat de la faliment, prin ce trucuri. Lady... Da, 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 Lady Gaga. Ia, ia de vezi. You are, she said, 'cause you made you perfect, babe. Se spune că obrazul subțire cu cheltuială se ține, iar Lady Gaga cunoaște foarte bine acest lucru. Costumele extravagante aproape că au ruinat-o pe vedeta în vârstă de 25 de ani. Ea a ajuns să aibă datorii de aproape 2 milioane de lire din cauza ținutelor purtate în turneul Monster Ball. După ce a cutreierat lumea în lung și în lat și a susținut 200 de concerte, Lady Gaga a constatat că a ajuns la fundul sacului, însă nu pentru mult timp. Încasările de peste 100 de milioane de lire, obținute în urma turneului, au scăpat-o de datorii și mai mult decât atât, au propulsat-o direct pe primul loc în topul Forbes al celor mai influente personalități din showbiz. Băi, nu pot să cred. Vezi că ți-a furat sfoara pe prietenul nostru? Măi, degeaba, lucrezi cu ea 30 de ani mie și nu o să-ți iasă. Mie mi se pare o chestie foarte interesantă asta cu rochile. Și cu rochile? Da, ca să-ți ia milioane. Ochii. Da, să dea 4 să milioane. Să nu mai auzi ce cântă. Da. Și atâta extravagant. Dar eu vreau să te întreb ceva. Și-a pus și ligheanul la în cap. Dar uite-te tu ce are în loc de... Că ea n-are. Ea, dacă îi dai cualifie, până a doua zi trece. Sau el. Da, cred că prinde și Canal D cu antenele alea din spate. Andrei, crezi că este vreun truc folosit de Lady Gaga? Am auzit la început un reportaj de pentru prima dată când aflu și eu, care are 25 de ani. Și atunci de ce arată de 95? 95, într-o de bune, deci nu pot să cred că la 25 de ani arată de 95. Cred că eu într-o glamă. De-asta aș pune mă măștile astea pe față, ca să păcălească. Ce rău e. Hai să vă spun, dacă mă lăsați, să vă spun ceva. Uite, pot să folosesc o foaie din asta? Sigur că da. Rodine, a luat desfășurătorul. Uite, eu am să fac o predicție, da? Te rog, nu vă uitați. A, nu ne uitați. Nu te uita, mă! Nu se uită nici camera. Nu te uita. Încerc eu să fac o predicție. Deci el pune ceva pe asta. Nu uitați că ne dezvăluie acum secretul. Andrei Teașcă ne dezvăluie secretul. Nu uitați, știu că se apropie finalul și de asta mai e momentul de final, înțeleg? Exact. Nu uitați de mâna întinsă de prietenie pe care v-am întins-o, dragii mei, iluzioniști, magicieni, scamatori. Vă aștept alături aveți de noi. Aveți o pagină de Facebook? Intrați pe teatruldemagie.ro și acolo o să ne vedem. Perfect, teatruldemagie.ro. Exact, este pentru prima dată când creăm un forum al tuturor magicienilor. Îi aștept pe toți alături. Super. Să ne unim, pentru că avem nevoie, suntem puțini și așa, și să avem nevoie să promovăm pe tineri, în primul rând, și pe noi. Acum, vreau să vă mai spun ceva. Aș vrea să... Bine, hai să facem așa. Ia. Trage o carte. Dar face exact ceea ce spun eu, da? Da, mă, nu sunt eu cobaiul. Trage o carte, ușor, nu arăta. Nu. Nu arăta. Fii atent. Acum am să pun pachetul la loc. Da? Așa. Ține cartea bine, da? Acum, uită-te la ea. Eu nu mă uit. Am făcut o predicție. Stai, da? Poți să arăți și la cameră? Arătați-o și la cameră, nu mai contează acum. Și fii atent. Gata. Ce am scris eu pe această foaie? Fără eu să știu ce va alege. Ce carte a tras? 7 de trefi. Bă, ești nebun. Dar acum fie vorba între noi. Acum fie vorba între noi. De ce nu mi-a arătat o pachetă? Hai să vă spun cum se face. 7 de trefi, lă. Fii atent cum se face. Ia, ne dezvăluie secretul, mare atenție. Da. Deci exact. Te duci la magazin și dragul meu, un pachet de 7 de trefi. Și iei 52 de pachete de cărți, toate.
Haideți să vedeți, haideți să vedeți. Da? Deci toate sunt 7 de trebuie. Ai luat 52 de pachete și ai reușit. E cel mai mare și evenimentul cel mai mare magician. Râdem, glumim, dar să știi că este o meserie costisitoare. Asta vreau să spun, e o meserie costisitoare. Sunt scumpe trucurile, sunt foarte scumpe și chiar să știți că ne chinuim pentru ca să vă arătăm vouă și să vă distrăm dacă vreți, pentru că arta magiei asta înseamnă o artă de divertisment, de spectacol. Cred foarte tare că în 2011 nu poți să mai vii și să arăți trucuri, pur și simplu trucuri, ci trebuie să le împachetezi dintr-o poveste și cred foarte tare că înseamnă teatru totul. Iluzionismul înseamnă teatru pentru că în 2011 nu mai crede nimeni că ai făcut tu ce așa ai făcut. Este, nu mai vino de bună voie la teatru, intră în convenția noastră, să fii păcălit frumos și vei pleca relaxat. Bine, dar în primul rând vreau de să te întreb și eu, că da, unde cunoaște? Este ceasul meu, păi, Cartier, să plec și eu cu ceva, sau da? Lui Vuitton? Ce ceas aveam eu? Nu vă spune, și nu, aveam 1000 de euro în buzunarul ăsta și în ăsta 50 de ruble. Da, da, măcar rublele da, de mine. Să plec și eu cu ceva de la voi, da? Bine, dacă vrei să pleci cu ceva, cadru larg, vă rog frumos, cadru larg, voi face și eu magie, n-am mâneci, da? Te rog frumos, cadru larg, colega, da? Atenție. Și iată, mâna mea se duce, se duce pe aici și scoate, ce scoate de la, ce scoate? Un 7 de treflă de la vrunii din buzunar. A vrut să plece cu pachetul tău. Ba, da, bani pe el, mă, cum să-i fură cuzita omului? Da, mai avem o parte a horoscopului. Îți mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumim. Andrei, mulțumesc, cu drag. Și cu drag. Cu mare drag. Și o mare surpriză pentru mine să te revăd. Te rog din suflet să nu mă uiți cu rugămintea aia. Poate ai ascuns totuși guvernul într-o zi. Da, și ne-a mai rugat un prieten când ai timp să-i faci o magie, să-i îl scap de vreo 2-3 restanțe la facultate. Se rezolvă. Și pe mine de datorii, dacă se rezolvă. Și de leasing-uri. Cu cereri scrise pentru că stați la coadă. Da. Moș Crăciune să mai vii pe la noi. Mulțumim frumos, mare Andrei. Drag. Cu drag, la revedere. La revedere. Ciao. Foarte mari surprize în această dimineață, dragi prieteni. Andrei Teașca, a fost și Giulia Gianu și surprizele continuă, mai ales pentru săgetător. Vă sincronizați perfect la cei din jur și comunicați